Astăzi pregătim cornuri în două culori. În primul rând, pentru aluat o să aveți nevoie de toate ingredientele pe care vi le las pe imagine. Le puneți împreună și amestecați foarte bine, iar apoi o să vă iasă o cocă. O împărțiți în două, în jumătate puneți 5 linguri de cacao și tot frământați 100 de ani. Într-un final o să vă iasă așa. Lăsăm separat la dospit o oră și după facem mingiuțe albe și negre pe care le punem una peste alta, tăiem așa triunghiulețe, i-am pus Nutella, puteți spune orice, dar am pus Nutella și le-am rulat, cum vă arăt aici în imagine. Le punem în tavă și le lăsăm o oră la cuptor. Așa arată în interior, foarte fain, foarte pufos. Dacă le încercați, să-mi trimiteți și mie că sunt foarte curioasă. Vă pup, pa!